Preoții de caritate din spitalele bucureștene și din județul Ilfov s-au întrunit astăzi în paraclisul Spitalului Clinic Fundeni din capitală. Tema întâlnirii a fost despre pastorația familiilor celor bolnavi. Înainte de conferință, a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoți sub protia părintelui Eugen Bucur, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, în paraclisul Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, a Spitalului Clinic Fundeni. După slujbă, părintele Cătălin Raiciu, slujitor la acest lăcaș de cult, a susținut un referat despre relația preotului cu familia celui bolnav. În ceea ce privește relațiile preotului cu familia celui bolnav, preotul trebuie să arate totdeauna compătimire, susținere și să le dea curaj. Atunci când familia sau aparținătorii sunt cuprinși de deznădejde, preotul trebuie să-i susțină prin rugăciune și să-i îndemne să se spovedească. De asemenea, să avem multă dragoste și să răbdăm unele situații fără să le judecăm prea mult. Uneori familia vine la biserică pentru sfat și rugăciune, dar nu acceptă ca noi să mergem la căpătuiul celui bolnav de teamă că acesta se va speria. Alteori, preotul este ținta unei mânii neputincioase și este acuzat în locul lui Dumnezeu pentru tot răul care se întâmplă în lume. În toate aceste situații, cel mai bun răspuns este dragostea. Să nu dăm răspunsuri înțepate și să nu ne lăsăm tulburați, să căutăm să înțelegem durerea vie a familiei care se află în suferință. La întâlnirea preoților de caritate a participat și medicul primar Mariana Mihăilă din cadrul Spitalului Clinic Fundeni. Cum s-a discutat aici, mai ales în această perioadă restrictivă, când accesul familiilor este limitat în spital, noi, cadrele medicale, poate nu putem face tot ceea ce ar trebui și pentru sufletul pacientului. Din lipsă de timp, uneori din lipsă de răbdare, în cele mai multe ori din lipsă de timp, pentru că pacienții sunt mulți, problemele lor medicale sunt multe și grave și atunci poate că ne putem aplica suficient față de nevoile lor. Aici este rolul preotului nostru de spital, al tuturor preoților din spitale din țară. Cum s-a discutat, cum vin preoții pe secție? La noi, preoții sunt în spital permanent prezenți. La solicitarea familiilor, la solicitarea pacienților, la solicitarea noastră. Mă gândeam când lucrurile erau normale, biserica aceasta duminica era plină de pacienții din spital, miercurea la Sfântul Maslu biserica era plină de pacienți, din păcate acum nu mai este posibil acest lucru. Biserica e plină de aparținătorii pacienților. Pentru că omul a ajuns într-o situație limită, știi, să te internezi în Spitalul Fundeni este o situație limită de cele mai multe ori. Își caută ajutorul la medic și la Dumnezeu, de fapt. Că acolo este speranța. Pastorația aparținătorilor, a familiilor, este destul de grea și necesită foarte mult rafinament duhovnicesc. De ce? Pentru că aparținătorii sunt cei care, într-adevăr, iau legătura cu persoana bolnavă din familia acestora. Rolul preotului în această situație este unul în care, dincolo de slujbele pe care le săvârșește preotul în locașurile de rugăciune din cadrul spitalelor, este cel de a interveni atunci când este solicitat pentru a aduce un aport, un sprijin duhovnicesc, spiritual, pentru aparținătorii familiei acestora care se îngrijește de pacienți. Am observat așadar rolul acesta destul de dificil preotului de caritate ca să intre în sânul familiei respective, mai ales atunci când o parte din ei sunt pacienți care poate că nu au avut legătură prea mare în decursul vieții lor cu biserica, dar așa cum a relatat și doamna doctor invitată în acest workshop, este momentul ideal atunci când bolnavul este pe patul de suferință să nu-l judecăm. Să intervenim cu foarte multă delicatețe în sufletul bolnavului și mai ales a familiilor acestora care într-adevăr sunt copleșite de durerea sau de sentimentul părăsirii celui pe care îl iubesc, de durerile pe care le simte pacientul și atunci rolul nostru pastoral, misionar, este acel de a aduce încurajare familiei, sprijin și mai ales să-i chemăm mai aproape de biserică, să-i spovedim, să păstrăm o legătură mai intensă cu familia și cu aparținătorii. În partea finală a conferinței, toți cei prezenți au luat cuvântul, exprimându-și experiențele personale în acest tip de pastorație, precum și dificultățile întâmpinate de-a lungul timpului.